Salutare, doamne, și bine v-am găsit la o nouă reacție. Pentru prima oară reacționăm la un clip de pe Urbanist, pentru că mi-au apărut la recomandate multe clipuri cu oameni care reacționau la Urbanist la Gheboasa. Păi și mi s-a părut tare geniu, m-am rămas acolo să ascult gen ce zicea omul ăla despre prestația lui Gheboasa, păreri și chestii de genul, mi s-a părut foarte tare. Pe lângă asta, vorbim cu un prieten, mi-a spus că, bă, ar fi șmecher când faci reacțiile astea, să nu lași totul pentru final, chiar dacă ți-e place să vorbești mult, să explici. În final, zi pe timpul piesei, că e mult mai catchy așa și ok. Ok, o să iau și chestia asta în calcul. Cum știți cu toții, ascult păreri și încerc să le și folosesc dacă sunt constructive și na, mi se pare că au o anumită doză de adevăr. Până una alta, știți cum se trăia ăștia care vă uitați zilnic pe canalul meu? Un pic de promo pentru băieții la Boosteroid, că sunt top rău de tot. Astăzi vom vorbi despre cum să faci bani cu ajutorul Boosteroid, pentru că au băgat un program de afiliere în care tu poți face bani prin Boosteroid. Dacă îți aduci prieteni să aboneze la Boosteroid, indiferent că ești student, ai nevoie de bani și vrei să faci tu bani, Boosteroid este aici să te ajute în caz de tu aduci oameni care să cumpere un abonament lunar. Tu vei primi 7,5 euro pe fiecare user care își cumpără un abonament din linkul tău de afiliere. Așa că dacă vrei să faci bani, intră pe linkul din descriere, devine un partener afiliat și îți vei putea scoate banii o dată ce atingi suma de 50 de euro în balanța ta și vor fi trimiși către PayPal-ul tău. Bun, am terminat și cu asta, o să avem o reacție destul de lungă pentru că sunt 8 minute de Urbanist, să-i dăm drumul. Stăm prea frumos spate. Să moară tata. Ia uzi, prea frumos. Ia uzi. Acum am totul, nu doare priza, am câștigat-o jocul. Acum am totul, nici dacă vi-l dau n-o să-mi luați locul. Acum am totul, vorbești de drip, eu sunt pe topul. Am făcut orice, oricând și mi-am îndeplinit scopul. Acum am totul, nu doare priza, am câștigat-o jocul. Bună piesa asta. Acum am totul, nici dacă vi-l dau n-o să-mi luați locul. Acum am totul, vorbești de drip, eu sunt pe topul. Am făcut orice, oricând și mi-am îndeplinit scopul. Femei bune, care mai dă care? Ăsta se dă șmecher, dar n-are pic de valoare. Gata, trepărețe. Nu știu, mă, frate, Alberto Grasso în ultimul timp are niște piese foarte checi, adică cel puțin Sport Bani, eu cu un prieten Ștefan, am ascultat piesa aia, dar am rupt-o, adică tot ce ascultam nu era Enzo Ferrari și Sport Bani, adică, na. S-a trecut o rată culcare, o știe întreaga lume că cântați de foame. Am 15 femei, din care 16 împrumutate. N-ați produs un leu și mie îmi vorbiți de fapte. Hata bine îmbrăcați, aveți sainele rate. Tot ce știu e să... Mai mult împrumutate decât rate mergea mai bine, pentru că știm cu toții că de obicei că flexărește și împrumută hainele între ei. Fac bani cu frații pe spate de tineri titan. Mi-am ars-o pe stradă numai cu golani. 100 de vârte, ți-o ars corfani. De la 14 ani fac bani, îi pun implanturi, o duc la germani. Îi credeam frații, se rodă dușman. Când eu sunt vedetă, rămâneți doar fani. Marc, mai vorbesc dacă Alberto Grasso n-o să ajung poate să-l tadă poliție, eu nu știu, după toate versurile astea. Nu-mi fac relații, dar pizdele astea poate să-mi facă felații. Am dus-o la produs, acum face reclamații. Ia plăc... Cum ziceam, dacă n-o să ajungă vreodată cu mascații pe stele, bine, ești top, Alberto, dacă n-am și cu mascații pe stele. Cu de Grasso i-am oferit senzații. 3, 4, 5 femei la produs. Am avut mai multe și numărul l-am redus. Două dintre ele s-au lăsat de meserie. Și acum nu mai ad din ce să mai dea la chirie. La chirie. Doar loviște-mă, Grasule. Dă-le Grasso, boxa-n blană să bubuie basul. Grasso, mâine de țigane îți fură ceasul. Grasso, fiecare nașul și-are nașul. Dar să moară mama dacă eu mi-am găsit nașul. Dă-le Grasso, boxa-n blană să bubuie basul. Grasso, mâine de țigane îți fură ceasul. Grasso, fiecare nașul și-are nașul. Dar să moară mama dacă eu mi-am găsit nașul. Bă, vezi că e tare rău de tot. Că ăsta e Alberto Grasso. Grasso. Place că poți să-l aud când respiră.
Mam, stai să-mi iau și o notă aia cu... Cum era? Fac bani mulți. Așa era, bun. Fac bani mulți, asta mă caută, dar nu-i răspund. Vrea să mă vadă. Fac bani mulți, prea mulți bani înconjurat. Fac bani mulți, șmecher, ești nebun. Prieteni faci de dușmani. Fac bani mulți, asta mă... Nu cred că l-am auzit vreodată pe Albertu așa cântând ceva. Mă caută, dar nu-i răspund. Vrea să mă fută. Fac bani mulți, prea mulți bani înconjurată, prieteni faci de dușmani. Mamă, cred că dacă scoate piesa asta e tare, e bube. Smart, uita, frate, mi-e gorila. Am fras din Buzău până în Colentina, care în continuare chică doare spina. Bubuie basul, sparge lentila. O stric băgacică ta, seniorita. Două, trei brice, geniei. Aoleo, apendicita, pa. 40 de trefe în brigadă, grasul. Pune fraier pe targ. Vorbește prost, spune la malafal. Ca minima rece, ca o înghețat. I-am crezut fras, dar frații m-au lăsat. Acum că fac bani, îmi zic că s-a rogat. Pistolul în mână și gluga pe cap. Am obosit la câți fraier am fentat. Ca să ne vedem, mă sunăm și a zic cum face. Că nu îmi place, se tot mișcă pizda, tot nu îmi place. Lasă-mă în pace, îmi prind din poiera, nu are ce-mi face. Nu are ce-mi face, îmi prind din poiera, nu are ce-mi face. Alberto Grasu pentru asta tratament. Îmi zice că e rău pentru ea medicament. Mă piși pe orice fără, o numesc amuzament. Și te vorbesc de bătaie până devin violent, ok? Până devin violent, fac banii când dor și ți-a dat faliment. Îmi zice că e foame pentru ea, sunt aliment. Fac fice mă ta. E medicament, aliment. Alberto Grasso e tot ce vrei, efectiv. Te rup piciorul, e gips, e... E tot ce nu poți tu să fii. Ai capul că n-au regulament. Repetă o leacă, am uitat ce ziceți. Am făcut 2000 în timp ce voi vorbeați. Dacă nu eram eu, nu știa să cântați. Nu vă mai halateați. Nu știa să cântați. Nu vă mai halateați. Dacă nu eram eu, nu știa să cântați. Dacă nu eram eu, nu vă mai halateați. Bă, dacă era refrenul la pe piesa și o ținea mai tare, cred că era mult mai bine piesa. Gen, se părea mult mai catchy aia cu fac bani mulți. Era și mai chiară. Dar pe care a ținut doar așa puțin. Deci, dacă este o piesă, sper că ai refrenul și că o cântă mult. Toate femeile la melodia asta să pună lejer în pat. Ia-o. Relaxate, că urmează să aibă orgie. Ha. Ce credeți? Ha? Pentru toți trepării ăștia un mesaj, dar ce crezi subliminal? Ia. Adică hata e sneak this. Fu femeile, ăsta nu e un flex. Pentru toți copiii mei veniți să vă adăpostez. Ca să mă caută, nu să o vezi. Vrei să vorbim, să lămuresc. Ești agitat, te liniștesc. Nu de ce căgața, dar răcoresc. Zim cine e mai bun ca Grasu. Mă știi, o țară pe tine, nici orașul. Zim cine o să-ți fie tată. E Alberto Grasu, dulce ca o ciocolată. Învăța fraierii să se comporte în bajul doar cine prind. Ăsta e punctul meu. Pă, piesa asta nu știu, nu mă sparge și tare sound-ul. Adică nu mi se pare că se potrivește cântarul ăsta rapid lui Alberto. Din cauza mea început să nu se mai suporte. Ce aveți voi, nu e brigada, e o cașcă de escortă. AG, spune-mi Grasu. Mă strigă Didi că se echivale cu tasul. AG, spune-mi Grasu. Mână de țigan, unde-mi sunt banii și ceasă. AG, spune-mi tată. Din fată cu minte ți-am făcut o bagaboante. Aici, spune-mi tată. De lumea nea, cum vedea haci la poartă. Prea gras, prea talent, femeile pot de mine. Trepărește așa la filme, vor să fie ca mine. Ești copilul meu, o cercare de artist. Dacă nu eram eu, nici măta nu știa că există. Alerg prin oraș, ca XL8. Îmi fac banii lejer cu aia, îi arunc în cont. Îmbrăcat, designer top, ha? Am s-o fă de interlop, ha? Ce piesa asta dintre... Cele două, cred, nu mi se pare la fel top cum sunau primele două. M-ai văzut, te holbesc, te-am bătut, lacrimez, gaci că ți-am suflat în faun. Nu vorbi prost că ți-ai fost, am cinci femei care mor de mine. Eu miros a bani, tu miroși a câine, aha. Grasule, ce le faci, le distrui. Miros a... Bă, înțeleg și tu cum miros a bani, că gen, și tu e că ai bani. Dar gen... Banii nu miros bine, asta ești tu. Înțeleg și tu că, bă, miros la bani, fac bani. Dar la același timp e cu duș întors, că banii n-au așa un miros plăcut. Ruși visele, aha, grasule,
Cred că asta e ultima. Ia pace pentru toți băieții de aici, toți mai cărini domenii. Toți băieții de la Sunet, de Liric, Gluca, toți băieții de aici. Ia auzi cum vine asta. Ia, ia. Hai că am primit și snap-uri și asta. Ia. Vezi că beat-ul e hard. Tot ce știu e să fac bani cu frații pe spate, gen tineri titan. Mi-am ars-o pe stradă numai cu golani, 100 de vertuți, eu ars cu orfani. De la 14 ani fac bani, îi pun implanturi, eu duc la germani. Îi credeam frați, zero de dușman, când eu sunt vedet. V-am spus, dacă Albertu nu ajunge cu dosare și cu astea, e cel mai șmic om, efectiv. Zice numai de Germania, pești, prostituate, femei pe bani. Ai grijă, Albertu. Rămânesc doar fani, ok. Eu nu fac relații, dar pizdele astea poate să-mi facă felații. Am dus-o la produs, acum face reclamații. I-a plăcut de grasul, i-am oferit senzații. Asta cu am dus-o la produs, acum face reclamații. N-am auzit și pe altă piesă tot de aici? N-am plecat de jos, am fost mereu. A venit tata, spune-mi Dumnezeu. Fetele vor să le țin ca trofeu. Muzica mea e expusă în muzeu. Și zic că am bani, am și tupeu. Pentru trep sunt apogeu. Astea mă au în gură mai mereu. Mă duc la ea că am turneu. Și zic că tot ce vreau e să fac bani cu frații pe spate, gen tineri titan. Mi-am ars-o pe stradă numai cu golani, 100 de vertuți, o ars cu orfani. De la 14 ani fac bani, îi pun implanturi, o duc la germani. Îi credeam frați, roadă dușman. Când eu sunt vedetă, rămâneți doar fani. Ca să văd talentul, am nevoie de lunetă. Când omor un bivin, o să faci anchetă. Mănânc ca voi atunci când sunt la dietă. Ești un anonim, mai crezut că ești vedetă. Gaci gata, mă vede și eu de toată. Și ție jură că nu e bagabantă. Dar știm amândoi că pe tine te mi... Da... Ultimele două piese astea nu au fost la fel de șmechere cum mi s-au părut primele două. Dacă la primele două piese eram destul de hype și ziceam, bă, stari. Vedeți, îți sound-uri care mi se pare chiar mișto și sound-uri care, vedeți, că nu prea. E vorba de gen, ceva subiectiv, că ție poate să-ți placă astea ultimele două, mie poate să-mi placă primele. Despre versuri, despre lirică, nu prea am ce să zic prea multe. Na, înțelegeți, gen... Uneori o piesă sună ție bine ca și sound și îți place ție cum sună sau, nu știu, îți place că dă un mesaj. Bine, aici nu e cazul, dar gen, sunt mai mulți factori pentru care ție poate să-ți placă o piesă. De exemplu, unii oameni se sparg rău pe rock, alții zic, bă frate, cum să asculți rock? Uite, de exemplu, când vreau să am așa o stare mai tristă, mai nu știu ce, merge niște rock. Minte, îl vrea pe grasul și n-am spus două cuvinte. Mamă, știi cum e să asculti 3 Days Grace? Pai, top! Grasule, ce le faci, le distrugi visele? Păi grasule, mai lasă-i. Știi de ce? De ce? Că prea le-ai futut la toți femeile. Pentru toți copiii mei, melodia asta. De fapt, melodiile astea sunt dedicate pentru voi, gen. Ascultați. A, gata, că vintre reclame auto aici, îl opresc, bum, mam, nu v-am dat bani, gata, glumesc. Da, o părere overall despre Alberto Grasso la Urmanist. Bă, n-a fost nici pe departe cea mai rea prestație, nu știu ce, oamenii sunt așa răi, că am văzut pe acolo comentarii. Mie mi s-a părut că X-Aider s-a descurcat destul de bine. Glumesc, am văzut comentariul ăsta în top și mi s-a părut foarte amuzant. Da, mi se pare că Alberto nu a dat rău, cel puțin primele două piese mie îmi plac rău și sună foarte bine. Tot Gheboa asta mi se pare top în ultima perioadă, gen cea ce a ieșit pe la Urmanism, Gheboa asta e undeva pe aici, adică chiar a impresionat de la... Eu nu cânt doar despre haine, Prolexul cu diamante, de acolo, la ce a scos Urmanism, nivelul era așa. În fine... Mie se pare că a dat gen nume refurbished de el, gen le auzi mai în fiecare piesă de-a lui Alberto, dar ăsta e hazul lui. Ca și sound-ul primele două piese foarte, foarte tari, restul poate nu mi-au plăcut mie așa mult, dar poate pentru alții sunt show-ul lor. Pot zice că n-a fost o prestație rea, mai ales fiind la Urbanist. Nu la fel de bună ca și, nu știu, Oscar. Deci au dat prea sus Oscar, Nelly și alte persoane. Dar
pentru restul persoanelor care au mai venit pe aici și au dat dume sau, mă rog, au fost pe aici, bă, a fost destul de bine, gen, merge un 8 din 10, de ce nu? Nu poți să zici că Grasul are nevoie de un autotune prea puternic să cânte sau nu poate să cânte fără autotune. Chiar ar fi o minciună să zici asta, pentru că de multe ori nu a folosit autotune Grasul sau nu știu dacă a folosit măcar așa mult autotune pe piese. În fine, mie mi se pare tare, eu ascult Grasul cu tovarășii mei. Bine, eu ascult mai mult piesa aia Sport Band decât ascult așa de nebun, dar am tovarășii care ascultă destul de mult, Alberto. În fine, cam asta ar fi clipul, n-am spus prea multe pentru că, na, ce pot spune despre clipul, bă, despre prestația lui Alberto, nu pot să analizez versul, să zic, mama, a spus chestiile alea. Vă las, salut!